Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 19 februarie 2024. Refuză să trăiești cu teamă. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romani 8, versetul 31. Pentru a învinge teama, trebuie să crezi că Dumnezeu este cu tine. Și asta este cheia destoinicii tale de a fi ascultător și de a face ce-ți spune El să faci. Pe măsură ce devii încrezător că El este cu tine, teama ta se va micșora. Când tânărul David s-a oferit să se lupte cu Goliat, regele Saul i-a zis: "Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui." Scrie în 1 Samuel 17, versetul 33. În versetul 37, citim răspunsul lui David: "Domnul mă va izbăvi și din mâna acestui filistean." Tu nu ești singur în această luptă. Domnul este cu tine. Când ești convins de asta, teama va scădea. Poate nu vei ști mereu ce va face Dumnezeu, dar te poți relaxa știind că El va face ce trebuie la timpul potrivit. Când te gândești la viitor și la toate necunoscutele Lui, e ușor să-ți fie teamă. Dar poți vizualiza viitorul în două moduri. Fie prin a fi pesimist și plin de teamă, fie spunând: "Lupta e a Domnului și El nu a pierdut niciodată nicio luptă." Poate nu vei ști întotdeauna ce să faci în situații tensionate, dar Dumnezeu știe. El știe totul înainte să se întâmple și El are deja un plan pentru izbăvirea ta. Nu trebuie să-L vezi pe Dumnezeu sau să-L simți pentru a crede că El este cu tine. Credința este o chestiune de inimă și nu de simțuri naturale. Dumnezeu este cu tine. Crede lucrul acesta și refuză să mai trăiești cu teamă.